Putem începe? Stimați reprezentanți ai presei, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre pentru acest briefing de presă. Astăzi, împreună cu domnul director ANSA, Radu Musteață, vom prezenta unele detalii legate de acțiunile întreprinse în dimineața acestei zile. Deci astăzi, dimineața 14 aprilie, angajanții Centrului Național Anticorupție sub conducerea Procuraturii Anticorupției au efectuat acțiuni de urmărire penală în privința la 20 de cauze penale pornite pe fapte de corupție sistemică cu implicarea angajaților Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Este vorba despre postul de inspecție la frontiera Leușeni-Albița. În cele 20 de cauze penale, ofițerii din cadrul Centrului Național Anticorupție au documentat circa 200 de cazuri de transmitere și primire a mijloacelor financiare folosite necuvenite, care variau până la, deci, între 100 și 1000 de lei pentru a nu documenta sau nu verifica la modul corespunzător loturile de marfă în baza responsabilităților pe care le dețineau acești inspectori. Deci au fost efectuate 37 de percheziții, unde au fost vizați 20 de funcționari ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Este vorba despre 15 inspectori principali și 5 inspectori superiori. Locațiile ce țin de percheziții au fost în special birourile de serviciu ale acestor funcționari, dar și domiciliile acestora în diferite zone ale țării, centru, nordul și sudul țării, precum și mijloacele de transport. În rezultatul efectuării perchezițiilor au fost ridicate 106.000 lei, 18.000 de euro, 200 de dolari și o sumă nesemnificativă de lei românești. O parte din aceste mijloace financiare au fost depistate chiar în rezultatul perchezițiilor în incinta postului de inspecție ANSA, precum și au fost ridicate 20 de telefoane mobile și mai multe documente relevante pentru cauzele penale deschise. Toți cei 20 de funcționari ANSA urmează să fie cercetați în stare de libertate, fiind citați de organul de urmărire penală pentru aducerea la cunoștință a ordonanțelor de recunoaștere în calitate de bănuit. În cazul dat vorbim despre articolul 324 alineatul 2 sau alineatul 4 din codul penal. Vreau să aduc mulțumiri directorului ANSA pentru colaborare în acest exercițiu. Ne interesează să depistăm în continuare cazuri de corupție sistemică din diverse autorități. Pe această cale, informațiile valoroase care au fost transmise de către colegii noștri din cadrul ANSA ne-au permis să documentăm eficient mai multe cazuri de corupție. În cazul dat era vorba despre postul de la Leușeni. Noi am intervenit câteva săptămâni în urmă și pe postul de la Giurgiulești. În acea cauză, de asemenea, au fost depistate mai multe mijloace financiare și toate măsurile de reprimare care au fost solicitate de către colegii procurori au fost confirmate pe parcursul zilei de ieri de către Curtea de Apel Cahul. Vreau să-i ofer cuvântul domnului director pentru a prezenta, pentru ca să prezinte și dumnealui unele mesaje ce țin de activitatea noastră comună. Da, mulțumesc. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Vreau să vă mulțumesc și eu, la rândul meu, că sunteți prezenți astăzi. Eu doar vreau să vă informez că eu, împreună cu echipa pe care o conduc în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, am declarat de la bun început toleranță zero la faptele de corupție. Noi am efectuat un șir de acțiuni cu privire la prevenire faptelor de corupție, iar în cazul în care au existat careva sesizări sau noi am depistat careva abatere, am informat imediat Centrul Național Anticorupție pentru desfășurarea celor acțiuni necesare în vederea contracărării cazurilor de corupție, ceea ce vom face în continuare. Doar pe scurt, care este activitatea personală a mea ca director general în cadrul agenției legat de corupție sau de acțiuni ce vizează corupția. În primul și în primul rând vreau să vă informez că noi depunem un efort consistent asupra
instruirii inspectorilor din cadrul ANSA, în vedere prevenirii, și iată pot să menționez că ultimele două săptămâni au fost instruiți peste 300 de inspectori, agenți publici din cadrul ANSA, cu privire la partea ce ține de integritate. Depunem, în continuare vom depune efort pentru instruirea lor. Totodată ANSA se exclude acea birocrație excesivă, care de fapt este unul din factorii care pot duce la apariția corupției. Noi am digitalizat o parte din proces, autorizațiile sanitar veterinar de funcționare și alte acte permisive sunt eliberate electronic, agenții economici nu mai trebuie să vii la ANSA. S-au exclus diferite certificări, duble certificări, totodată au fost modificate unele proceduri, astfel încât timpul pe care îl petrece agentul economic în contact cu autoritatea de control să fie unul cât mai mic, deoarece cât crește timpul, vă dați seama, crește și nivelul de corupție. Dar totodată ne axăm pe mărirea eficienței controlelor. Noi am analizat anumite procese în cadrul agenției și am identificat acele sectoare unde pot apărea riscuri de corupție. Ele s-au bazat inclusiv pe sesizări din partea agenților economici și am informat imediat Centrul Național Anticorupție și am depus tot efortul necesar, activ am colucrat, ca să aducem în primul rând o claritate ceea ce se întâmplă la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentului pe unui domeniu unde pot exista situații când apar factori sau riscuri de corupție. Pe această cale vreau să mă adresez și colegilor mei din cadrul agenției că conducerea ANSA în continuare va monitoriza foarte eficient apariția sau riscurile ce pot apărea în cadrul ANSA cu privire la corupție și vom depune tot efortul și vom colabora cu Centrul Național Anticorupție în vederea contracarierii acestor fapte. Și vreau să mulțumesc și la rând Centrul Național de Anticorupție că am colucrat eficient și sperăm că acele fapte de corupție care au fost menționate să fie duse până la sfârșit și cei care au săvârșit să răspundă. Mersi. Mulțumim, domnule director. Pe final, un mesaj către toți cetățenii agenții economici care au fost oarecum constrânși să ofere diverse faloase către agenții publici. Vă îndemnăm să depuneți denunțuri în adresa Centrului Național Anticorupție pe cazuri cu implicarea agenților publici ANSA, dar și pe orice alt caz, pentru ca să documentăm eficient aceste cazuri și să asigurăm prin denunțurile dumneavoastră că astfel de cazuri de corupție nu se vor mai petrece pe viitor. În cadrul Centrului Național Anticorupție, Ofițerii de Urmărire Penală vor întreprinde măsurile necesare pentru a documenta și a transmite pentru cu propunere de judecată aceste episoade despre care am vorbit astăzi și deja vom preda estafeta colegilor procurori ca învinuirile să fie prezentate cu succes în instanțele de judecată. Acesta a fost mesajul de bază pe care am vrut să vă-l transmitem. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența dumneavoastră și vă dorim sărbători luminate. Este briefing, dacă este una, două întrebări scurte, vă rog. Pentru că Cezare, vrem să vedem aceste percheziții de astăzi au loc în urma unor denunțuri din partea agenților economici și de ce sunt în stare de libertate deocamdată? Dacă nu este posibil că ei cumva să influențeze? Vă mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, ceea ce ține de acțiunile pe care le-am întreprins, ele se bazează pe informații atât operative, cât și o serie de denunțuri pe care le-am recepționat. Dar foarte important și informații parvenite din partea colegilor ANSA. Cu privire la decizia de neaplicare unei măsuri de reprimare, întrucât aceste episoade s-au consumat și ele au fost documentate, colegii procurori nu au considerat necesar să fie aplicate careva măsuri de reprimare față de cei 20 de bănuiți. Dar câți angajați ANSA de la începutul anului au fost implicați în acte de corupție și câți sunt acum totalul angajaților pe care le are agenția și câți au fost sau au fost depistate acte de corupție în care ar fi implicați? Să cunosc date.
Bine, din informațiile pe care le putem face publice, este vorba despre două măsuri active pe care, care am comunicat. Una dintre ele este astăzi. Precedenta s-a referit la un post de verificare ANSA din aflat în sudul țării. Deci noi vorbim la moment de 31 de persoane, 11 la sud și 20 la postul de control de la trecere frontieră Leușeni-Albița. Iar numărul de persoane, cred că pot să-l menționez eu, angajați în cadrul agenției, sunt în jur de 1194 de inspectori. Ce riscă persoanele care... Deci calificările sunt în bază la articolul 324 Cod Penal, este vorba despre corupere pasivă. Sunt vari aliniate, deci pedepsele sunt destul de diferite în dependență de acțiunile pe care subiecții respectiv le-au comis. Cea mai blândă pedeapsă este sub formă de amendă, prevăzută în articolul 324 alineatul 4 Cod Penal, dar cu condiția că mărimea acestor foloase nu depășesc 100 de unități convenționale, ceea ce ar fi până la 5.000 de lei. Dacă beneficiile trec de această sumă, atunci noi vorbim evident de o calificare în baza unui alineat diferit, unde sancțiunile sunt cu ani buni de pușcărie, din câte mi-aduc aminte, până la 7 ani, dependență de gravitatea acțiunilor comise. Plus la toate, articolul 324 stabilește, din codul penal, stabilește și pedeapsa complementară sub formă de confiscare extinsă. Articolul 106, condițiile 1 din codul penal, iar acesta prevede confiscarea întregii averi care a fost obținută cu 5 ani înainte de comiterea infracțiunii, dacă instanța de judecată consideră că există o diferență substanțială între veniturile obținute și averea deținută. Deci sancțiunile sunt dure, noi vom continua acțiunile noastre de urmărire penală, să calificăm obiectiv episoadele pe care le-am documentat, și vom propune colegilor procurori inclusiv și aplicarea confiscării extinse. Ați cunosc date referitor la cât de marfă, inconform, nu știu, ajunge în Republica Moldova? Este așa de la analiză? Da, cred că o să intervin eu. Legată de conformitatea mărfurilor care se importă, nu au, deci nu sunt informații că prin acțiunile lor au pătruns în cadrul Republicii Moldova mărfuri neconforme, deoarece sunt prelevări de probe, avem rezultate de laborator. Este doar documentare la nivel de îndeplinire atribuțiilor de serviciu care le manifestă acolo, dar în fața locului. Dar vederea anual sau în vreo anumită, așa, în anii trecuți, de exemplu, anul trecut cam... Deci, la momentul de față, orice import care este în Republica Moldova este monitorizat, este în baza certificatelor de import care este însuțită marfa și sunt prelevări de probe. În cazul în care se depistează loturi neconforme, asta intervine pe orice formă, cred că vedeți și în presă, sunt publicate frecvent acțiunile noastre pe care le întreprindem. Dar ce conțineau aceste loturi? Nu pot să mai expun acum. Deci, sunt, vă dați seama, sunt peste 200 de episoade, dar vorbim despre produse alimentare de vari origini care sunt în domeniul de competență de verificare de inspectorii ANSA. Deci, suntem în zona de produse de origine, deci animală, vegetală, pentru consum. Era și la import și la export? Sau la... Da, da. Epizoadele se referă atât la acțiunile de import de marfă, cât și la acțiunile de export. Da, vreau să vă întreb dacă aveți plângeri sau din partea unor agenții economici ca să de situații se întâmplă și în alte continuare. Sau dacă mai urmează verificări, deci noi continuăm activitatea noastră, asta este doar una dintre acțiunile noastre mai ample pentru a depista astfel de incidente de lipsă de integritate. Recepționăm regulat plângeri, însă trebuie să menționez aici un lucru foarte important. În momentul în care atât antreprenorul cât și inspectorul au de beneficiat de pe urma acestor acte de corupție, elementar
inspectorul obține un beneficiu necuvenit, antreprenorul nu este supus unei verificări ample. Aceste notificări trebuie să parvină de la subiecte care cunosc nemijlocit acest lucru. Deci din partea consumatorilor ar veni doar plângeri cu privire la un anumit produs neconform, ceea ce este deja prea târziu. Ce analizăm noi este prin colectare și de informații operative, lucrăm intens cu investigatorii noștri lucrează intens cu diverse surse de informații pentru a stabili unde exact se petrec astfel de nereguli. Nemijlocit pe cazurile ANSA, nu prea am avut denunțuri sau autodenunțuri. Deci asta parvine mai mult prin acțiuni active pe care le întreprindem noi nemijlocit, dar și, iarăși, prin intermediul și notificărilor de riscuri de corupție pe care le-am obținut din partea conducerii ANSA. O precizare, dar sunt și poate și agenții economici care sunt implicați sau știți că beneficiază sau solicită anumite facilități? Pe această cale, de fapt, și-am sugerat agenților economici care consider că de la aceștia s-au estorcat mijloace financiare, îi invităm să depună denunțuri la CNA pentru ca să investigăm și episoade legate de acțiuni de estorcare. Deci vreau să menționez aici un element foarte important. Articolul 325 din Codul Penal, corupere activă, prevede exonerare de răspundere penală în momentul în care se denunță aceste fapte și se demonstrează că ele au fost solicitate prin estorcare. Deci invităm agenții economici să vină la noi, să denunțe aceste acte de corupție, nu doar la Leușeni sau la Giurgilești, și nu doar cu referire la agenții publici ANSA, dar cu referire la toți agenții publici, iar noi ulterior o să întreprindem acțiunile de rigoare pentru a documenta multilateral și obiectiv aceste informații. Vă mulțumim încă o dată și un Paște fericit vă dorim!